vine să demonteze toate miturile legate de diete și spune cât de periculoase sunt regimurile. Nimeni altul decât Dr. Cezar! Inima ta. Ba da. Greta alege muzica, să știi. Da. Greta. Chiar mă întrebam oare pe ce inima ta și așa. Fundal sonor. Da, Greta e coloana sonoră, ea alege piesele astea. Bună, Greta. Da, Greta. Dar nu e inima. Inima face ce Greta, zice. Greta, tu ai văzut inima are Greta? Da, are inima bună. Să rămână Greta. Uite, asta vreau să-i uite, inimă mare. Da. Doctore, haideți să le spunem celor de acasă. Sunt bune sau nu sunt bune dietele? Da sau nu? Răspunsul pe scurt, nu. Deci tu spui că toate dietele sunt... Sunt bune pe termen scurt. Asta e răspunsul pe lung. De ce? Pentru că oamenii și-au stricat comportamentul natural și atunci ei vor să repare într-o săptămână, două, trei, o lună ceea ce au stricat într-o viață. Deci dietele pe termen scurt își fac treaba efectul, pe dar scurt. Pe termen lung și te îngrași mai mult decât asta, ai început. Asta nu zic eu, zic statisticile, peste 90% din cei care au ținut vreodată vreo dietă, la jumătate de an, la un an sau chiar la doi, au pus mai mult decât au avut inițial. Și asta dar tu vii acum și spui nu dietelor când trăim într-o lume în care toată ziua vezi dieta aia, dieta aia, dieta cealaltă, dieta lui mama, dieta dacă lui bunica, avem, dieta, dacă dieta, avem dieta, nuntă dieta. În 3 luni, ok. Dar trebuie să ne asumăm că după 6 luni... Revii. Da. Deci dacă ai un eveniment dacă important ai un eveniment, peste 3 dacă luni, ai depozat într-o revistă de mare audiență, e ok. Dacă nu, n-au dacă efect. Nu. Bun, dacă și atunci pentru oameni care se uită la noi și poate au probleme exact cu greutatea și zic, bă, vreau să slăbesc. Tu ești o... Întrebarea e de ce? Că de nu ce? Te simți bine, că ești gras. Nu te simți bine că vrei să arăți bine sau nu te simți bine că nu te simți? Păi e ambele, să zicem odată că nu te simți bine că râd ceilalți de tine și că nu te mai cuprind hainele și vrei și tu să arăți păi, cu pătrățele. Păi asta e exact motivul pentru care te-ai îngrășat din start. Adică? Că pui, eu știu, ascult ce zic alții. Frica de critică, că v-am zis și în prima emisiune, frica de critică, deci ce zic ceilalți despre mine, deci eu trebuie să slăbesc repede. Da, te simți și tu mai bine, arăți mai bine în oglindă, îți place mai mult de tine. Te simți mult mai bine nu pentru că arăți mai bine. Aia e un efect secundar. Te simți mai bine pentru că corpul tău e mai sănătos. Corect. Deci ăsta e principalul obiectiv pentru care cineva ar trebui să-și schimbe comportamentul alimentar e prea puțin spus. Comportamentul stilul de viață. Stilul de viață. Și ce înseamnă stil de viață? Nu înseamnă doar dietă, nu înseamnă doar să nu mănânci, eu știu, fast food sau alimente nesănătoase. Înseamnă să stai la soare. Da, înseamnă să fii conectat cu natura, înseamnă să mergi cu picioarele goale pe iarbă ca să descarci toată energia, energia negativă. Bun. Și atunci în deci felul ăsta când corpul se echilibrează, nu vei mai simți nevoia să mănânci lucruri nesănătoase. Bun, deci tu spui că practic vrei, dacă vrei să slăbești, trebuie să încerci să schimbi stilul de viață. De asta spun toți doctorii, jur. Da. Dormi 8-9 ore pe zi, mănâncă așa, bea 2 litri de apă, nu te mai stresa și adică... Nu te mai stresa. Nu, eu aș mai spune și ceva în plus pe lângă asta. De exemplu, un comportament uman vechi de mii de ani, care, eu știu, l-au practicat toate culturile și civilizații, este postul, postul negru. Și acum este de mare succes și pentru slăbit postul negru intermitent. Avantajul postului negru intermitent față de orice altă dietă e următorul. Faptul că durează acea restricție. Acea pauză calorică de vreo 16 ore. Da, este 16, să zic, au calculat unii că e minim, dar eu nu recomand aceste lucruri foarte stricte. Nu recomand să te uiți la ceas, că e 16, că e 18, că e 22, că e 14, că minutul, secunda. Astea sunt niște comportamente artificiale. Omul ancestral nu se uita la ceas, da? Își simțea corpul și trebuie să revenim la acel comportament, să ne simțim proprii hormoni. De ce dietele nu funcționează decât pe termen scurt? Pentru că se ajunge la un dezechilibru hormonal. Asta este principalul motiv pentru care la 6 luni sau la un an de zile sau la 2 nu mai reziști să-ți ia acea dietă. Și mulți oameni dau vina tot pe ei, că sunt leneși. Toți suntem leneși. Lenea e în ADN-ul nostru. Orice ființă, orice gâză e leneșă. Ea face activitate doar când este nevoită, da? Dacă trebuie să se ducă la vânătoare sau trebuie să fugă din calea prădătorului.
De aceea, lenea e în ADN-ul nostru, ne conservăm energia pentru când este nevoie, pentru când e cu adevărat nevoie. Numai că în viața noastră modernă, în care avem de toate, totul e confortabil, nici măcar termoreglarea nu mai funcționează. Ce înseamnă termoreglarea? Înseamnă să stăm în frig. Da? În momentul în care stai în frig, hormonii tiroidieni cresc ca să produci mai multă energie, da, arzi mai multe calorii și ăsta e un comportament natural. Da. Tu spuneai ceva mai devreme că recomanzi acest post negru, nu? Acest post intermitent, dar în același timp o să ai o zi pe săptămână în care să nu mănânci nimic? Se poate chiar și mai mult. Eu țin post negru intermitent săptămânal. Adică o zi nu mănânc nimic. Și nu pentru că vreau să slăbesc. Dacă aș vrea să slăbesc, probabil aș ține și mai mult. Dar când mănânc da, să-mi satisfac toate nevoile. Ideea e în felul următor. Da, stai mai o secundă, vreau să întreb și pentru cei de acasă. În ziua aia, când ții post negru, bei apă, bei cafea? Beau apă, orice fără calorii. Sau cu cât mai puține calorii, adică un ceai neîndulcit, cafea neîndulcită, cafea simplă, fără lapte, fără nimic altceva. Și apă. Și ții 24 de ore. 24 sau chiar 36, am ținut și 60. Wow. Ce înseamnă asta? Pui pe pauză sistemul digestiv, ficatul. Toată lumea se plânge că are ficatul obosit, că are ficatul gras. Ficatul gras apare din cauza faptului că mâncăm în continuu, de dimineață până seara, ba mai ronțăim câte ceva, ba, și asta duce la creșterea insulinei. Insulina este hormonul de depozit. Când crește insulina, receptorii pentru insulină, deci așa, da, devin rezistenți și atunci corpul trebuie să secrete și mai multă insulină și receptorii devin și mai rezistenți, și mai multă insulină. Și atunci pauza asta, da, postul ăsta negru te ajută să... Postul negru să pui o pauză, repare tubul digestiv, scazi inflamația pe intestine, scade ficatul gras, este un tratament foarte bun pentru... Deci odată pe săptămână gras, o zi să nu mănânci nimic. Așa țin eu. Dar nu te iau cu amețeli? La început, da. Adaptarea, de ce? Pentru că noi ca și sursă de energie nu avem doar glucoza, ci avem și grăsimea, corpii cetonici. Dar glucoza e ca banii din portofel, ca să zic așa, și grăsimea e ca banii din bancă. Dacă ai tot timpul alimentat portofelul, nu te mai duci la bancă. Că trebuie să stai la coadă, trebuie să, da, eu știu, să semnezi un OP de ăla. În momentul când banii din portofel se termină și nu ai altă sursă... Adică glucoza. Glucoza, da. Apelezi și la rezervele de grăsime. Adică tu spui că postul ăsta negru te ajută să dai jos din grăsime, pentru că... Postul negru, da, dar... La început, pentru cei care nu sunt acomodați cu așa ceva, la început apare hipoglicemia și soluția este următoarea: să crească aportul de grăsimi și să scadă aportul de zaharuri, adică? Deci de făină albă. Deci cu o zi înainte să mănânci? Da, cu o seară înainte, pentru că dacă vei mânca seara înainte, zici mâine fac post și dacă seara mănânc ceva dulce sau paste sau cartofi sau fasole sau făină sau pâine sau te ajută să reziști? Nu, asta nu te ajută, asta îți încurcă postul. Deci seara trebuie să mănânci ceva cât mai gras și poate facem o altă emisiune despre grăsimi, grăsimile sunt bune. Dar grăsim, te iubește, de când ai zis că grăsimi naturale. Slănina e bună și asta slănina, da, deci cu precizarea că grăsimile trebuie să fie din surse cât mai naturale și să nu fie procesate. Asta este bun, singura deci pentru condiție. Oamenii care vor să slăbească, i-ar ajuta, spui tu, o să odată, da, pe săptămână. Și să precizez că adaptarea asta durează 2-3 săptămâni. Deci în primul, eu am început postul negru în 2014. Am experiență de 6 ani. Și oricând mai greșesc, pentru că e ok să... Postul negru îți permite să greșești. Asta e avantajul lui față de orice altă dietă. Dacă 80% mănânci sănătos, 20% poți să te bucuri de orice, gândindu-te că planul tău nu e pe termen scurt. Planul tău este pe termen lung și asta îi sfătuiesc pe toți cei care vor să slăbească și să reecalibreze. Să se gândească cum arată peste 3 luni, să se gândească cum o să arate la anul pe vremea asta sau peste 2 ani la ora asta sau peste 3 ani sau peste 5 ani. Oi, doctore, peste 5 ani. Și atunci pașii fiind... Păi da, uite, dacă urci până la etajul 10, da? Deodată sau un timp, dacă sar de la etajul 10 direct pe sol, da, corect, înțelege. Mor. Dacă mai bine sar de 10 ori câte un etaj. Da, spunem un alt lucru care ar fi interesant pentru cei care vor să țină diete, pentru cei care se uită la noi. De ce povestea aceasta cu postul negru care ajută? Da, de ce dietele nu funcționează decât pe termen scurt și vreau să dau o mică explicație.
Pentru că, uite, să zicem că avem niște venituri, câștigăm 1000 de euro, da? Și dacă de luna viitoare încep să câștig 700 de euro, în primă fază... Te adaptezi. Da, dar nu te adaptezi chiar din prima. Uh-huh. Aia e faza în care slăbești. Dar dacă vezi că în continuare câștigi 700 de euro, încep să cheltui mai puțin. Așa face și corpul. Când vede că primește mai puține calorii, începe să scadă consumul energetic. Adică te vei simți mai obosit, te vei simți mai fără vlagă, nu vei mai produce atâta energie ca să te încălzești, ieși afară și mai pui 3 geci pe tine. Deci dacă acum, să zic, merg în tricou și e bine și mă simt, nu-mi e frig la o temperatură de 15 grade, da? După ce țin o dietă 2, 3, 4 luni, corpul meu nu va mai produce atât de multă căldură. Apelez la surse externe. De fapt, iau calorile din exterior. Înțeles. Da. Deci sunt lucruri importante pe care cei de acasă sper să le găsească și pe pagina ta de Instagram, drcezar.ami. Nu, drcezar.ro, am modificat o data trecută să fie mai simplu. Deci a rămas așa? Da, drcezar.ro și pe Instagram și pe Instagram, YouTube. Facebook, YouTube și TikTok. Deci drcezar.ro, da? drcezar.ro. Gata, și pe modificăm. Site și pe, perfect, simplu. Modificăm să fie clar, uite. drcezar.ro, corect? Așa. Da. Așa e. Doctore, tu ești pe aici, pe la Cățărări, prin... Da. Păi, legat de diete, schimbarea stilului de viață. Trebuie să aducem în viața noastră și plăceri și dieta în sine este un chin. Asta e. Te duci și faci ceva, mai ales faci ceva nou. Trebuie să înveți lucruri noi. Asta consumă foarte multă energie cerebrală. De-aia e și foarte greu de ținut pe termen lung, pentru că energia cerebrală e ca un borcan. Da? Dar din borcanul ăla avem nevoie de motivație pentru a face și alte lucruri, nu doar dieta. Avem proiecte la serviciu, avem, avem familie, avem copii, avem relații, avem alte lucruri care ne consumă energia. Și mai e și pentru dietă. Da. Da? Ei, la început, borcanul de energie este, să zic, full, ești full, te apuci, gata, de mâine mă apuc, am plătit la nutriționist, am dieta aia nouă, am și rezultate în prima săptămână. E minunat. Da? Mai duc o ciocolată. Exact, da. E, după o săptămână, două, trei, patru, când lucrurile intră... Corpul începe să adapteze și să consume, să ardă mai puține calorii și scade energia care nu este necesară pentru supraviețuire. Scade energia, devii mai moleșit, intri în economy mode, ca să zic așa, și uite ce face statul când e în criză, da? Nu mai construiește autostrăzi. Da? Are, ține nu că ar fi construit. Nu că ar fi construit, da. Sau, ține banii pentru pensii și salarii, adică pentru ceea ce... E, asta face și corpul, nu mai construiește masă musculară. Scade testosteronul și la bărbați și la femei. Și dacă scade testosteronul, care e hormonul care construiește masa musculară, atunci musculatura se atrofiază și vei arde și mai puține calorii. Asta se întâmplă cu dietele, de fapt. În prima fază, tot scăzând și având deficit caloric, important, pentru că tu vrei să slăbești repede, tu n-ai răbdare, cum am spus eu, băi, cum vrei să fii la anul? Sau... Nu, n-ai răbdare, vrei imediat, da. Și un alt aspect mult mai important este relația de acasă. Deci dacă acasă tu intri la dietă și dacă acasă te cerți cu partenerul sau cu partenera sau ai conflicte, conflictele alea cresc nivelul de cortizol, cresc nivelul de stres. Și când avem stres, asta înseamnă pentru corp pericol. Iar pericol, când ești în pericol, ce am făcut la începutul pandemiei? Am năvălit în supermarket și am cumpărat toate conservele. Da, corect. Asta face și corpul. Când simte pericolul, când simte stresul, își face rezerve. Deci nu ai cum să... Și cred că e și greu că ții o dietă și acasă ceilalți mănâncă... Da, dar pur și simplu faptul că ceilalți nu te înțeleg și nu te susțin, asta e cel mai nociv lucru pentru cineva care vrea să-și schimbe stilul de viață. Îți mulțumim mult de tot, te mai așteptăm pe la noi, îți dorim drum bun la Iași, merge treaba? Că tu ai o sală de sport acolo, da, faci mișcare multă, am văzut pe YouTube. E una dintre cele mai mari din Moldova și din țară, noi promovăm... faptul că sportul este unul dintre cele mai bune lucruri pe care poți să le faci pentru prevenție. Deci, activitatea fizică. Nu există un corp sănătos fără mișcare. Deci nu ai cum. Toate ființele din lumea asta fac mișcare. Orice gâză, orice libelulă se mișcă. Oamenii moderni au devenit mult prea sedentari. Din păcate, în România, cei care fac sport sunt sub 10%, conform ultimelor statistici. Deci, un procent 9 din 10 persoane sunt sedentare în România. Și atunci, na... Mulțumim mult! Avem de crescut! Te mai așteptăm pe la noi! Mulțumim mult de tot!